când Fiul a venit în lume, a fost lumină spre descoperirea neamurilor. Și Hristos consemnă de două ori în Sfânta Scriptură acest lucru. Mulți de la răsărit și de la apus și de la miază zi și de la miază noapte vor cina în împărăția Tatălui meu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Și iarăși, într-un citat al Scripturii, spune așa: se va lua împărăția fiilor și se va da altora. Deci, vedeți, altor neamuri care o merită. Ajunși înapoi la subiectul Ioan Botezătorul, acest copil ce era cu el? Era în casa Elisabetei, în brațele ei. Probabil îl legănal, cântal, dădăcea, torcea, scosea, ce făcea femeia cu copil mic. Dar zgomotul și țipătul a făcut-o să fie atentă și vă dați seama că probabil la vremea respectivă strigătele și chiotele probabil răsunau, că să vezi 14.000 de mame plângând nu-i ca o bocitoare de ea care a scăpat autobuzul. Deci e vorba de lacrimi și de țipăt. Iese și se uită, ia pruncul în brațe și o taie spre munte să se ascundă de urmăritori. Ne știm exact despre ce este vorba, dar știm că e o primejdie, tot insuflată de Dumnezeu. Unde se duc călăreții? Se duc la templu. Îl întreabă pe Zaharia: unde este copilul Ioan? Unde este copilul tău? Unde e femeia? Nu știu ce mă întreb. Eu sunt de slujbă la altar. Și îl tai acolo. Și sângele lui rămâne ca mărturie între cele două testamente, așa cum și sângele lui Ioan, prin tăierea capului de către Irod, va pecetlui cele două testamente. El este mucenicul care a trăit ceea ce a prorocit. El este prorocul care a trăit ceea ce a prorocit. El este învățătorul care a trăit ceea ce a vorbit. În momentul în care urmăritorii tind ca să ajungă, cine face o minune? Tot Dumnezeu care le știe pe toate. Să face o peșteră în chip minunat în munte, Elisabeta intră în crăpătura muntelui, peștera se închide și cum arată proloagele lui Simon Metafrastu, aici nu putem ști lucruri despre care Scriptura spune așa: dacă s-ar fi scris toate, n-ar fi încăput cărțile în lumea aceasta. Dar deducem din lucrarea Duhului Sfânt, fie că vine din tradiție, fie că vine din istoria poporului evreu, prin Egesip sau Iosif Flaviu, sau de unde ori fi povestite, mai puțin contează. Important e că Simeon Metafrastul le-a așezat în rânduiala proloagelor și a vieților de sfinți. Arată că Elisabeta l-a alăptat un an de zile, apoi murind, va mai repeta de 10 ori treaba asta. Îngerul va crește mai departe, îl va povățui și spiritual, îl va hrăni îngerul cu mană și va ajunge mare, va ajunge ascetul care trăiește din lăstari, din miere, din faguri de miere, din acride, din mure, din fructe sălbatice, dar va învăța atât de bine legea încât va uimi pe toți oamenii vremii lui. Și acum suntem la punctul în care urmează ce? Trecerea de botezul tăierii împrejur, despre care am vorbit, primul botez de la 1 ianuarie, când Hristos a vrut ca primele picături de sânge pruncesc să se amestece cu valul de sânge de prunci uciși. De aceea ei sunt ca niște mucenici ortodoxi, creștini, mă refer, că nu putem spune termenul ortodox până la 1054, deci ca niște mucenici creștini prin faptul că ei au fost omorâți în numele lui Hristos. De aceea calendarul creștin îi pomenește astăzi pe cei, deci când vine luna decembrie, pe cei 14.000 de prunci uciși de Irod. Pentru că ei întreba: ori o fi ăsta Hristos, taie capul, o fi ăla Hristos, taie capul. Și erau nevinovați, dar pătimeau în mod involuntar. De ce? Ca pruncul Iisus să aibă în lucrarea mesianică și în ceea ce va urma mărturia în fața Tatălui de o jertfă curată și fără de prihană, care este asemănătoare cu ce? Este aproape asemănătoare, dacă ar fi să facem o antiteză, între pedeapsa pe care a primit-o, deci țineți minte, pedeapsa pe care a primit-o Faraon prin tăierea pruncilor întâi, prin moartea pruncilor întâi născuți de către înger, care vedea noaptea că nu-i ușa unsă cu sânge, știa că acolo e alt neam, pac, intra, omora pe întâiul născut, cădea mort și trecea îngerul morții mai departe. Așa a fost această pedeapsă a iudeilor, ca o călcare a legilor, ca o nerespectare a legii Vechiului Testament și ca o pedeapsă de la Dumnezeu, ca să ce? Ca să-i sensibilizeze. Aveau nevoie de un eveniment foarte, de ceva care să rămână ca o catastrofă în istoria umanității lor, și atunci acești 14.000 de prunci uciși de acest împărat cretin, jumate iudeu, jumate de alt neam, de aia se spunea idumeu, că mama era evreică, iar tata era altă nație, care va face acest masacru între copiii nevinovați și va rămâne ca o pată neagră, cum spunem noi, vai, genocidul din 89 nu-i mai mare ca genocidul din 2010. Deci, uciderea pruncilor a fost ceva care i-a trezit brusc pe iudei la realitate. De acolo începe o etapă nouă în istoria poporului iudeu. Și de aici începe și cunoașterea lui Isus în lume, cum v-am spus, până la momentul care. În momentul când Ioan Botezătorul își desfășura viața liniștită în pustie și își vedea de pravila lui, de lucrarea lui, de contemplarea lui, că ce putea să facă un profet în pustie decât să fie învățat de înger cuvintele Domnului. Aude un glas de sus, este consemnat aici, chiar aseară am citit în mod intenționat problema, și spune așa: și Dumnezeu, deci Dumnezeu l-a chemat și i-a vestit lucrarea ce-o are de făcut. La evanghelistul Luca. El l-a chemat pe Ioan și i-a spus: din clipa aceasta, misiunea ta din pustie a luat sfârșit. Ești suficient pregătit, o să vă citesc exact versetul, ești suficient pregătit, ești suficient instruit, ești suficient de încărcat în har. Acum mergi în pustiul Iordanului, du-te la apa Iordanului, cheamă mulțimile acolo și le propovăduiește pocăința, și le propovăduiește pocăința, dar spală-i de păcatele lor cu apă. Și Ioan Botezătorul confirmă și spune: acela care m-a trimis mi-a spus că peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se și cerurile deschise, acela este. Deci vedeți? Și cine este acela? Ioan Botezătorul confirmă, văzându-L pe Iisus, l-a arătat lumii și a zis: iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și acum, ca să nu vorbim de pe pereți, am să iau, eu am însemnat frumos pentru că mi-a părut foarte interesante textele și sigur că până la anul de Crăciun nu le mai citește nimenea. Și am zis că să vă le citesc eu, să le auziți în urechi, să le puteți rumega acasă. În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeei: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. El este acela despre care a zis prorocul Isaia: glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Nu cred că este absolut necesar să mai comentăm textul, ce înseamnă să faci dreaptă cărarea înaintea lui Dumnezeu. Adică nu mergi o zi cu băutură și o zi cu psaltiri, o zi cu curvărie, o zi cu post, o zi cu destrăbălare și hoție și o zi cu, la biserică cu lumânarea în mână. Deci dacă calea e dreaptă, e pe calea lui Dumnezeu. Ăsta e răspunsul. Personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul era o personalitate aparte din punct de vedere etic, comportamental, din punct de vedere al vestimentației și al caracterului. Era îmbrăcat în păr de cămilă, cu cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar hrana era, lăcustre, niște muguri, niște lăstari, cum spunem noi primăvara când cumpărăm de la babe lăstari din ea, de facem borș la desprimăvărare. Și miere sălbatică. Și spune acolo, au ieșit la el din Ierusalim și din toată Iudeea și din împrejurul Iordanului și erau botezați de către el în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele. Iată însă că aici avem un element care ne face să vedem că acest Ioan contempla și vedea cu Duhul, apropo de înaintea vederea care o caută toți oamenii, pe la toți preoții și duhovnicii, și vor face de minuni așa în bandă rulantă. Băi, îmi trebuie un văzător să-mi spună cine-s eu. Ești un mare prost din start. Deci cine poți să fii decât tu? Ce tu nu-ți știi înăuntru? Era și vorba Mitropolitului Antonie Plămădeală, un mare cărturar al bisericii. Când te mărturisești, spune ce te roade pe conștiință, nu ce vrei să spui. Deci aceea este adevărata identitatea ta, ceea ce nu poți da afară din tine. Și văzând Ioan că mulți farisei și saduchei veneau și se botezau, dar de ce veneau? Ispiteau taina în sine să vadă ce s-ar putea întâmpla. Le-a vorbit ca în pustie. Pui de viperă și de năpârcă, cine v-a învățat să fugiți de mânia care va să fie? Adică tu vii și te prefaci că ești creștin și crezi că îl prostești pe Dumnezeu, vii și te prefaci că te spovedești și crezi că îl prostești pe Dumnezeu, vii că te prefaci și te rogi și crezi că îl prostești pe Dumnezeu, niciodată. Mânia tot asupra ta va veni, așa cum spune mai departe Pavelor în Corinteni, ori în Galanteni, eu sunt Dumnezeul răzbunării și eu plătesc fiecăruia după faptele lui. Nu păstrați răzbunarea în inima voastră ca să rămână loc răzbunării Domnului. Că dacă te răzbuni tu ca om pe semenul tău, ridică Dumnezeu lucrarea. Dacă tu rabzi, Dumnezeu plătește fapta așa după cuvință. Și îi speria spunându-le așa, săcurea stă la rădăcina pomului, numai pomul care nu face roadă să taie și să aruncă în foc. Și aici termină propovăduirea, nu spune 100 de cuvinte, eu deja am vorbit peste 100, dar le spune finalul tainei, eu vă botez cu apă spre pocăință, să vă aduceți aminte că trebuie plecat genunchiul și plecată fruntea înaintea Dumnezeului Cerului. Dar cel ce vine după mine e mai puternic decât mine. Și de unde știa că e mai puternic? S-a închinat pruncul în pântece, când s-au închinat mamele unul ca la alta și a săltat pruncul de bucurie în pântece. Și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și spune, eu nu-s vrednic să-i duc încălțămintea sau să-i dezleg cureaua încălțămintelor în unele versiuni. Adică tainele sunt peste pricepere și ca drept dovadă dialogul dintre Iisus și Ioan va continua pe o temă foarte simplă. Eu am nevoie de botezul tău. Și Mântuitorul îi spune, nu, tu lasă să se împlinească cele ale legii. Adică, oi fi eu Dumnezeu, dar trebuie să împlinim Scriptura. Fă ce ți s-a poruncit de către glasul Domnului în pustie. Uite, uite ce vă spuneam, scrie aici, lasă acum să se împlinească nouă toată dreptatea. Atunci l-a lăsat și botezându-se Iisus a ieșit din apă, cerurile s-au deschis, nu comentăm același lucru povestit în ziua de Bobotează, Duhul Sfânt s-a arătat ca de porumbel, dar glasul Tatălui a spus ce v-am spus adineauri. Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit. Deci prima mărturie că Dumnezeu vorbește și nu e mut. Și toate păcatele noastre ascunse vor fi vădite la lumină. Precum aud judec, judecata mea este dreaptă, că nu caut voia mea, ci voia celui care m-a trimis. Iar Tatăl a dat toată judecata Fiului. Să luăm pe un alt evanghelist să vedem cum vede el lucrurile. Și aici avem tot două vorbe, de asta am spus că n-am ce să vă spun nouă azi, decât o recapitulare a ceea ce numim sărbătorile de iarnă.